Andra și Cătălin Măruță se numără printre cele mai solide cupluri din showbiz. Au o căsnicie frumoasă, au doi copii isteți, pe Eva și David, și au reușit să fie o familie exemplu pentru publicul din România. Amintim că prezentatorul TV, Cătălin Măruță din 23 august 2008, este căsătorit cu interpreta din România, Andra. Pe 16 martie 2011 cei doi au devenit părinți când Andra a născut un băiat pe nume David. În iulie 2015 Andra a născut cel de-al doilea copil, o fetiță pe nume Eva Maria Ioana. Recent, Andra și-a deschis sufletul și a vorbit despre mariajul ei cu celebrul prezentator TV și despre cum este ea ca soție. Vedeta a recunoscut că este puțin geloasă și că nu-i place când vede că în jurul soțului ei roiesc prea multe femei care parcă flirtează cu el. Cu toate că Cătălin Măruță nu-i dă motive să fie geloasă, ea îl mai tachinează uneori. Andra a mărturisit totodată că ea crede în fidelitate absolută. Ea mai dezvăluit că ea și soțul ei nu își verifică unul altuia telefonul mobil, însă și cunosc parolele. Cântăreața de muzică pop a mărturisit că se simte flatată pentru că l-a găsit pe Cătălin Măruță și s-a căsătorit cu el, chiar dacă în căsnicia lor nu e doar lapte și miere. Ei bine, ea a detaliat că unul din secretele căsniciei fericite este că depune fort în egală măsură.